Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Continuă seria spectacolelor, Paula Selling în concert la Onești. Dărmănești, stațiune turistică de interes local. Din 2004 până în prezent, Comăneștiul a trecut prin transformări multiple. Peste 300 de muniții și elemente de muniții rămase neexplodate au fost distruse. La Onești continuă seria evenimentelor spectacol, de data aceasta în sala Cinema Capitol. Invitată în acest weekend este Paula Selling. Sâmbătă 13 august de la ora 18, intrarea este liberă pe bază de invitație. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ionu Stenie, directorul Bibliotecii Municipale Onești și purtătorul de cuvânt al primăriei Onești. Seria concertelor din cadrul proiectului Recitalurile Verii, organizat de Primăria Municipiului Onești și Biblioteca Municipală Radu Roseti, continuă. Iată, la final de săptămână, mai exact pe data de 13 august, începând cu ora 18, invităm toți oneștenii și toți iubitorii de muzică bună în Parcul Municipal, unde va veni la noi să ne cânte și să ne încânte îndrăgita Paula Selling, un concert extraordinar, care sperăm să se desfășoare, dacă bunul Dumnezeu și vremea va fi favorabilă. Acesta este, să zicem, evenimentul săptămânii, unde vă invit cu mare drag. Invitațiile se ridică de la Cinema Capitol începând de joi 11 august de la ora 13 în limita a două invitații de persoană. Locația desfășurării spectacolului a fost schimbată din cauza prognozei meteo, ce anunță vreme nefavorabilă. La finalul lunii iulie, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin N. al județului Bacău, a desfășurat o misiune de distrugere prin explozie controlată a elementelor de muniție rămasă neexplodate, identificate pe raza județului. Acțiunea de distrugere s-a desfășurat în poligonul din localitatea Săucești, alături de specialiștii pirotehnici, participând și reprezentanți ai structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și Inspectoratului de Jandarm Județean. Elementele care au fost ridicate și ulterior distruse de specialiști au fost descoperite de persoane fizice. Acestea au dat dovadă de responsabilitate și spirit civic, anunțând fiecare descoperire prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Reiterăm faptul că muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, astfel în cazul în care descoperiți muniții sau alte obiecte care vi se par suspecte, fie în timpul unei drumeții, fie în timpul lucrărilor agricole sau de șantier, acționați astfel. Anunțați imediat evenimentul la numărul 112. Nu atingeți muniția cu mâna sau alte obiecte. Nu mișcați, loviți muniția descoperită în pământ sau la suprafață. Nu demontați focoasele sau alte elemente. Nu utilizați pulberile munițiilor în scopul artizanale. Nu le tăiați cu ferăstrău, scule electrice sau prin sudură. Nu vă jucați cu elementele de muniție rămasă neexplodată. Nu le transportați și nu le comercializați la centrele de deșeuri feroase și neferoase. Nu le introduceți în foc. Administrația publică locală, prin primar Toma Constantin, are planuri ambițioase de viitor, iar câștigarea titlului de stațiune turistică de interes local se numără printre acestea. Mai multe aflăm de la primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma. Cu ani în urmă mi-am propus să investim o sumă mare în localitate și când am lansat colegilor mei ideea de a investi cel puțin, spuneam noi la vremea respectivă, 1000 de miliarde lei vechi, unii s-au crispat un pic și au spus că e o problemă, o sumă foarte mare. Vreau să vă spun că am depășit această sumă și mă așteptam ca rezultatele să fie mult mai vizibile la o sumă destul de mare. Lucrurile se pare că nu stăteau așa la momentul ăla cum le-am văzut eu, ci e nevoie de o sumă și mai mare să investim. Și în continuare avem fel de fel de proiecte pe diverse axe care nu fac altceva decât să aducă bani în comunitate. Pe de altă parte, mediul de afaceri începe să prindă curaj văzând că autoritatea publică investește și să, la fel, să investească, să aducă alte milioane de euro în diverse domenii. Turismul cred că trebuie să fie o soluție alternativă la acel oraș monoindustrial pe care l-am avut noi și țintele noastre merg mai departe și sper ca
în octombrie 2022, orașul Dărmănesc să devină stațiune turistică de interes local. În maxim două săptămâni, o delegație de la Ministerul de Resort va veni la Dărmănesc să verifice acea documentație și iată că se creează noi premise. Iar cei care vor să investească, să dezvolte turismul, gastronomia și așa mai departe, au un motiv în plus de a investi, pentru că credem noi că este o investiție pe termen lung și care va fi și rentabilă. Din 2004 încoace, orașul Comănești a trecut prin încercări teribile. Este vorba de inundații catastrofale care se întâmplă odată la câteva sute de ani. Bilanțul a fost unul groaznic. A trebuit refăcută complet infrastructura de drumuri, de diguri. Au fost reabilitate 520 de case și construite de la zero peste 200 de case. Au fost construite diguri, apărări de mal și gabioane pe lungim de zeci de kilometri. Mai multe detalii despre prăpădul de atunci, dar și despre proiectele implementate ulterior, ne oferă primarul orașului Comănești, Viorel Miron. Atunci când am fost eu ales primar al orașului Comănești în anul 2004, orașul Comănești a trecut prin niște perioade foarte, foarte grele. Niște inundații catastrofale care nu s-au mai întâmplat decât la 100 de ani, așa spuneau atunci, în 2005, la 1000 de ani, spuneau atunci. Cu această ocazie a trebuit să refacem infrastructură, drumuri, case, diguri. Am reabilitat atunci 520 de case și am construit de la zero peste 200 de case. Am construit diguri și apărări de maluri și gabioane pe lungimi de zeci de kilometri. 16 kilometri s-au construit numai de gabioane. S-au construit rețele de apă, atât care au fost distruse de inundații, dar s-au construit rețele noi în toate cartierele orașului. Și nu în ultimul rând, a trebuit ca să facem în așa fel încât să putem elimina cauzele care au produs acele inundații. Și anume, cauzele acestea au fost defrișările de pe toți munții care ne înconjoară. De aici, de la bariera, de la Sfântul Spiridon, când te uitai înspre Lăloaia, nu se vedea niciun copac. Mă rugam de cei de la primărie să photoshopeze acel deal, că dădea prea urât în poze. Atât era devastat. Anii au trecut, bineînțeles, noi am construit digurile, am construit gavioanele, am construit rețele de apă, noi am refăcut școlile, au fost afectate școlile, școala 5 bis, de două ori a fost praf, distrusă în totalitate aproape, am reabilitat-o de la zero, am făcut tot ce s-a făcut și urmează, bineînțeles, au făcut și alte proiecte, s-au făcut și străzi, s-au asfaltat străzi, s-au extins rețele de apă prin toate ulițele și satelor, că acestea sunt niște sate ale orașului Comănești, nu este un sat chiar cu blocuri, ci este un oraș. Și aceste sate, cartierele noastre, au fost reabilitate în limita posibilităților financiare și în limita priorităților. Prioritățile noastre au fost ca să facem diguri în aceste cartiere care au fost afectate de inundații. Prioritățile noastre au fost ca să reîmpădurim pădurile defrișate, munții care au fost defrișați. Prioritățile noastre au fost ca să extindem rețele, să le înlocuim, să le reabilităm, să reabilităm străzile care au fost distruse rând pe rând toate. Și prioritățile noastre, bineînțeles, că au mers și înspre oraș, nu numai în cartierul Lăloaia sau cartierul Șupan, ci ne-am extins și spre oraș, unde am reabilitat școlile, unde am reabilitat spitalul, unde am reabilitat cartierul Vermești, Lunca de Jos, Leorda, Podei, Podina și așa mai departe. În acest moment ne aflăm în situația în care avem proiecte în derulare privind extinderea rețelei de gaze în cartierul Lăloaia, proiect care este finanțat prin Ministerul Dezvoltării, pe proiectul Angel Saligny și, de asemenea, în valoare de 350 de
miliarde vechi, 35 de milioane de lei noi, și de asemenea proiect de extindere a rețelei de canalizare și reabilitarea stației de epurare a orașului Comănești, proiect în valoare de 43 de milioane de lei vechi, noi, deci 430 de miliarde. Din cauza acestor proiecte, nu ne permitem să mai facem niciun fel de investiție privind asfaltarea acestor străzi din aceste cartiere, din cartierul Lăloaia în principal, cartierul Lăloaia, Șupan și Șupan, pentru că ar însemna, și deși avem proiect și licitația făcută și adjudecată și semnat contractul de asfaltare, a trebuit să sistăm lucrările până vom introduce rețeaua de gaze și rețeaua de canalizare. Cine are capul pe umeri și urechi de auzit să înțeleagă că aceste lucrări nu se pot face după cum am vrea noi, să asfaltez săptămâna asta sau anul ăsta și la anul să vin să sparg și să introduc aceste rețele. Pentru buna cunoștință a celor care poate sunt noi veniți și nu știu, am achiziționat Palatul Ghica, care a fost în procese de 10 de ani, un monument istoric și un imobil de mare importanță pentru orașul Comănești, urmând și am făcut pași în vederea reabilitării și consolidării acestui imobil de foarte mare, care este, de, așa cum v-am spus, de foarte mare importanță pentru orașul nostru. S-au depus documente, se află pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții. Tot noi am cumpărat Clubul 1 Mai, după care am făcut studii, proiecte și documentații în vederea reabilitării și modernizării acestuia, proiect care l-am depus la Compania Națională de Investiții și se află pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții. De asemenea, tot Compania Națională de Investiții este acum cea care ne execută un proiect pentru o bază sportivă în cartierul Vermești. Cine locuiește în Vermești poate să observe acest lucru, că acolo este șantier în lucru și se lucrează cu spor. Tot în această perioadă, după ce am făcut aceste investiții, am achiziționat Palatul Ghica, am achiziționat Clubul 1 Mai, a trebuit să facem demersuri privind reabilitarea și modernizarea Spitalului Ioan Lascăr. Lucrare de foarte mare importanță pentru orașul Comănești, ținând cont că acest spital a fost pe lista celor 67 spitale din țară care a fost închis. A fost singurul spital din România, din cele 67, pe care am reușit să redeschidem și să-l modernizăm prin mai multe proiecte europene. Astăzi ați aprobat cel de-al treilea proiect european care are ca scop modernizarea și reabilitarea sistemului de lichide fluide în spitalul lui Ioan Lascăr. Cine are de înțeles și poate să înțeleagă aceste lucruri, despre ce este vorba și despre aceste lucrări de foarte mare importanță pentru noi, este ok și dacă nu poate să înțeleagă, poate să vină să-i dau eu niște explicații, dacă sunt care nu înțeleg. În ultima zi a lunii iulie, la Dărmănești, a avut loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfânta Teodora de la Sicla din Păgubeni. La eveniment au participat preasfințitul episcop Ioachim Băcăoanu și preotul Cosel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Povestea acestei biserici a început în urmă cu 19 ani, când am venit în această parohie Plopul Păgubeni. Părintele de vrednică pomenire Vasile Pojoc, împreună cu câțiva enoriași din Păgubeni, aveau în intenție construirea unei noi biserici. Peste 3 ani, în 2006, pe 4 iunie, ideea s-a concretizat în faptă când, în altă asenția voastră, a spus piatra de temelie și ne-a binecuvântat pentru a începe lucrările de construcție a noii biserici. Toată această lucrare nu s-a fi putut face cu puterea economică din satul Păgubeni,
De aceea, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, această lucrare sfântă a avut un titor, fiul al satului Ruben, domnul Gheorghe Chiarcă, secundat, sfătuit, încurajat de vrednica lui soție, doamna Camelia. De la fundație până la acoperișul bisericii, materialele și manopera au fost suportate în întregime de familia Chiarcă. Multe au fost lucrările dumneavoastră, domnule titor. Unele dăinuie, altele poate nu, dar vă asigurăm că în această zi sfântă, că această lucrare pe care ați făcut-o vă va aduce multe cinste și recunoștință deosebită în această viață, iar în viața veșnică, o mare răsplată din partea Bunului Dumnezeu. Așa cum a consemnat în Pisania Bisericii, veșnică să vă fie pomenirea domnilor titor. La înălțarea Bisericii au lucrat două echipe. Prima de la fundație până la actatele geamurilor, echipa condusă de fiul satului domnului inginer Cotvas Constantin. Iar de la geamuri până la acoperirea bisericii cu toată echipa de suceveni condusă de meșterul Jun Zafini. Cu vremea lui Dumnezeu toate celelalte lucrări care au urmat, pictura, tempuielile, catapeteasma, mobilierul, etc. au rămas în grija enoriașilor. Trebuia să aducem și noi aportul și jertfa noastră pentru biserica satului. Lucrările de pictură au fost executate în tehnică frescă de domnul Victor Pașcu Petrica. Lucrările de pictare au durat 6 ani. Pictarea icoanelor de pe catapeteasma a fost a domnului Loarașu Gheorghiță. În prezenția voastră vreau să vă aduc la conștiință cu un sprijin deosebit. În toți acești ani de lucru am avut din partea primăriei orașului Dărmănești condusă de primarii care au fost și în mod deosebit de domnul Constantin Toma. Pentru acest efort am dorit ca să rămână în Pisania Bisericii și numele primăriei Dărmănești, care cunoștință din partea noastră și binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru tot sprijinul acordat. În toți acești ani, de câteva ori ne-am împomorit, de câteva ori ne-a fost greu să mai... și de aceea mergeam până la mănăstirea de la Sicla și rugam pe Sfânta Teodora, Împlătitoarea Bisericii, să nu ne lase pradă ispitelor și neputințelor noastre. Îl rugam pe Părintele Stare Sfahomie să se roage pentru ajutorul în lucrările noastre. Așa le-a rânduit, așa s-au rânduit lucrările, că a venit unele ajutoare de unde nici nu ne gândeam noi. Chiar Părintele Sfahomie ne-a dat o parte din marmura pentru biserica, iar pentru restul de marmură ne-a pus în legătură cu Clina Leoveanu, actualmente măicuță la Vărate, care ne-a donat restul de marmură și granituri pentru scări. Tot Sfânta Teodora ne-a trimis în ajutor pe domnul Bancu Ioan de la Târgu Ogna, care ne-a cumpărat policantrele, icoana Mântuitorului în mozaic și ne-a ajutat la pictură. Un ajutor deosebit am primit în partea familiei Coșpei, Mădălina și Radu, fii duhovnicești de la Poiană, care au gătit Sfânta Masă de marmură și împodobirea Sfântei Mese cu toate odoarele și ajutor la pictură. Mulți sunt preasfinția voastră, oamenii de bine, care au văzut ruda noastră și ne-au ajutat la această biserică. Acum vreau să mulțumesc în mod deosebit enoriașilor din Păgubeni, care au înțeles greutatea acestei lucrări și în fiecare an au contribuit financiar după posibilități la toate etapele lucrărilor. De fiecare dată când începeam anul, îi rugam să-și facă planul ca și cum ar trebui să meargă la o nuntă și trebuie să ajute pe mine pentru casa lor. Până acum, dragii mei, ați ajutat mirele ceresc să aibă o casă nouă aici la Păgubeni. De acum, din casa Domnului, veți primi dumneavoastră ajutorul mirelui ceresc. Dacă din respect pentru preot mi-ați spus totdeauna când ne întâlneam să rămână Părinte, astăzi cu tot respectul vă spun eu să rămână dragi păgubenari. Vreau să aduc multe, să aduc mulțumiri pentru sprijinul moral și material ajutat de domnul Simeon Nicolae, cu care mi-a sfătuit de multe ori lucrările noastre. Mi-a rânduit Dumnezeu să am alături de mine un epitrop și un cântăreț de mare valoare. Ștefan Anta, epitropul bisericii, și Marian Cojocea, cântărețul bisericii. Oamenii aceștia nu au spus niciodată nu se poate, sau nu vreau, sau lăsăm pe mâine. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei.
Mulțumesc Comitetului de Femei condus de Amanda Floina, care s-au trudit la toate lucrările adresate femeilor. Îmi cer iertare că nu-i pot aminti pe tot și să amintesc fericirea fiecăruia în cei 16 ani de lucrări la care ne-au așezat. Dar vă asigurăm pe fiecare dintre dumneavoastră ca cel care le vede pe toate, le știe pe toate și se uită la noi, Bunul Dumnezeu, nu va lăsa niciun bob de transpirație nerăsplătit. În alta Sfinția voastră, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că dacă totul arată atât de frumos, se datorează ajutorului dăruit de vremitul primar al orașului Dărnănești, domnul Toma Constantin. S-a implicat personal la tot ceea ce a însemnat mobilierul bisericii, amenajarea exterioară a bisericii. Vă mulțumim, domnule primar, și vă rămânem recunoscători pentru toată osteneala. În încheiere, vreau să aduc o mulțumire și familiei mele, care m-a sprijinit și m-a ajutat și m-a înțeles pentru multele lucrări care am avut eu de făcut. Mulțumesc frumos, Părinte Protopop, pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat și ați fost alături de noi și ne-ați învățat ce trebuie să facem. Mulțumesc frumos colegilor preoți care ne-au ajutat pentru ziua Sfinției. Mulțumesc frumos grupului de cântăreți de la Iași, care au venit și au cântat atât de frumos Sfânta Liturghie. La Sfințite, pentru dumneavoastră nu mai am cuvinte să vă mulțumesc pentru marele efort. De multe ori m-am dus la dumneavoastră, mi-am plecat capul să mă mai binecuvântat să pot continua aceste lucrări. Mi-ați știut și bucuriile și necazurile și m-am plecat să-mi puneți mâna pe creșteri și să îmi dați putere pentru mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot efortul care îl faceți pentru noi și pentru Biserica lui Hristos. Acum 21 de ani, la sărbătoarea de a Sfințit, mi-a Sfințit Biserica de acolo, a spus un lucru. Voi veni și voi pune o cruce la mormântul tău. Să veniți să vă dea Dumnezeu sănătate de la Sfințit, să veniți să vă rugați pentru toate cele ale noastre. Și din partea Iașilor, din partea tuturor celor care sunt aici prezenți, vă dorim multă sănătate, să vă țină Dumnezeu sănătos și boala proste și mulțumim pentru tot ajutorul de lui. Amin. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 11 august, în cea mai mare parte cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Vineri 12 august, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat. Sunt posibile pe alocuri furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.